Bună seara, doamnelor, domnișorilor și domnilor. Nu vă speriați. Nu vă speriați, nu este o greșeală. După cum ați observat în cele 3 zile de festival, cei care, acei dintre dumneavoastră care au prezentat în locul meu și au primit distinția de prezentator, au fost domnișoare. Astăzi au fost domnișori. Și spectacolul din această seară concurs va fi prezentat tot de un domnișor. Și pentru că astăzi sunt foarte generos cu aceste obiecte, în loc de 2 am dat, sau voi da împreună cu aceasta, 3, voi mai adăuga la aceste 3 încă 3. 3 care vor reveni unor persoane deosebite care sunt anul acesta alături de noi, în jurul festivalului, doamna Irina. Și bineînțeles, doamna Coca, care o așteaptă din prima zi. Dar vă cer să faceți un lucru pentru mine, nu întâmplător din anul trecut, nu vă pun să prezentați, pentru că aveți o juritate la care are. Dar vă invit să faceți pagina la sorță a întrebării zilei de astăzi, care a fost numit maxim 3 minime un spectacol de la Municipală 4. Casa de Grande Alba. Requiem. Deci eu vă spun corect, câștigătoarea sau câștigătorul Florinela F. N-am să spun numărul de telefon, dar am văzut în această. Este cumva în sală. Da. Nu mă așteptam să fiți în sală, dar las sfârșitul spectacolului, vă așteaptă cadoul din partea noastră și invitația pentru mâine seară la recital, iar acest bilet va fi introdus din nou în urnă la sfârșitul festivalului pentru a fi tras pentru invitație, da? De acord, aplaudați-vă! Și invit un domnișor alături de mine. Nu știu dacă dumneavoastră îl cunoașteți din spectatorii din Bacău. Bună seara! Să ridice una cine îl cunoaște. Nu mai bine ca toți! Bună bine! Cu această insignă te desemnez prezentatorul recitalului de astăzi, ultimul de ziua de azi din concurs, tot ce ai de făcut, pentru că anul acesta la Bacău Monodrame Fest, scenariat, da, adică nu mai am atrat, că rămâne să totuși în 70 de ani și mulțumim, da? Trebuie să faci prezentarea la recitalul. Adică o confiețuit eu cu totul, deci în regulă. Urmează... Da, sper. Urmează spectacolul 3, după Margherit Irsenar, cu Andreea Dalie, regia și scenografia Octavian și Ghergiu. Deprinsă din mitologia Greciei antice, povestea Clitemnestrei, femeia care și-a ucis bărbatul proaspăt întors din războiul troian, poate părea astăzi anacronică și lipsită de sens. Într-adevăr, de ce l-ar interesa pe omul timpului nostru, pe hipercomplicatul individ al mileniului 3, acea legendă despre o regină ce stă despărțită mai bine de 10 ani de soțul ei, Agamemnon, fiindu-i infidel așa cum și el îi este ei, transformând treptat iubirea în ură și recurgând în final la crimă. Ei bine, răspunsul stă în elegantul, subtilul și totodată puternicul text scris de Margherit Irsenar, care revitalizează substanța dramatică a legendei, umanizând-o până la demistificare pe protagonistă. Haideți să-l aplaudăm pe Ovidiu Ivan. Are voce, are prestanța, are experiență de actor, dar nu și de prezentator. Am niciun caz. Mulțumesc. Iar eu vă rog pe dumneavoastră, ca înainte de începerea spectacolului, să vă închideți telefoanele mobile. Vă urez vizionare plăcută și ne revedem mâine seara.
Vă explic, domnilor judecători, în fața mea se află orbite fără număr, rotunduri de mâini așezate pe genunchi, picioare goale, feriate, pupile fixe de unde se scurge privirea, guri ferecate în care tăcerea coace o judecată. În fața mea se află o curte de piatră. L-am ucis pe bărbatul acela cu un topor în baie, cu ajutorul nefericitului meu amant. Nici măcar nu reușea să-i țină picioare. Nu știți povestea? Nu e unul printre voi care să nu o fi repetat de 10 de ore la sfârșitul meselor interminabile. Și niciuna dintre nevestele voastre care să nu fi visat, măcar într-o noapte, că este Clitemnestra. Gândurile voastre criminale, dorințele voastre de nemărturisit, se rostogolesc din înaltul scărilor și se varsă. Într-un soi de dute vino care face din voi conștiința mea și din mine strigătul vostru. Ați venit aici pentru ca scena omorului să se repete sub ochii voștri, ceva mai repede decât în realitate. Deci, grăbiți să ajungeți la timp acasă pentru masa de seară, puteți să vă pierdeți cel mult câteva ore pentru a asculta vocele. Și în acest scurt răgaz, trebuie să iasă la lumina zilei, nu numai faptele, ci și motivele mele, cărora le-au trebuit 40 de ani pentru a se coace. Thank you.
l-am așteptat pe patul acesta, înainte de a avea chip și nume, pe vremea când nu era decât îndepărtata mea nefericire. Pe ființa aceasta necesară viitoarelor mele bucurii, am căutat-o în toată mulțimea celor vii. Pe bărbații priveam numai atât cât te uiți în gară prin fața unui ghișeu, pentru a te încredința că nu e persoana așteptată. Pentru el m-am fășat. Doică. De cum am ieșit din burta mamei mele, pentru a ține socotelile casei lui de om bogat, am învățat la școală să calculez pe tăbliță, pentru a împodobi drumul pe unde să calce piciorul acelui necunoscut care avea să facă din mine supusa. Am țesut pânzeturi și stindarde de aur. De atâta strădanie mi-au curs pe țesătura fină câteva picături. Mi l-au ales părinții, dar chiar dacă m-aș fi lăsat răpită de el fără știrea lor, tot de tata și de mama aș fi ascultat, de vreme ce ei sunt cei de la care ne vin gusturile. Iar bărbatul iubit este totdeauna acela pe care l-au visat stăbunicele noastre. L-am lăsat să sacrifice ambițiilor lui de bărbat viitorul copiilor. Nici n-am plâns când fata mea a murit din cauza asta. Nu l-ați cunoscut? Domnilor judecători, umflat de glorie, îmbătrânit de 10 ani de război, idol enorm, vlăguit de mângâierile femeilor din Asia, împroșcat de noroiul luptelor. Numai eu l-am cunoscut. Pe când era un zeu. Îmi făcea plăcere să-i aduc pe o tavă de aramă paharul cu apa care urma să-și răspândească în el prăplinul de răpoare. Îmi făcea plăcere să-i pregătesc în bucătăria încinsă mâncăruri care i-a stâmpărau foamea și îi repăceau sângele. Îmi făcea plăcere îngreunată de povara seminței umane să îmi pun mâna pe pântecul umflat unde dospeau copiii seara. Când se întorcea de la vânătoare, mă aruncam cu bucurie pieptul lui de aur. Dar bărbații nu sunt făcuți să-și petreacă toată viața încălzindu-și mâinile la focul din același cămin. A plecat spre noi cuceriri și m-a lăsat. Ca pe o casă goală, plină de bătările unui monologiu iubit. Timpul petrecut departe de el se scurgea fără folos.
picătură cu picătură, sau un val, ca sângele pierdut, lăsându-mă în fiecare zi și mai săracă de viitor. Dați-le și în spate. Băuți, soldații în permisie îmi povesteau viața lui în tabăra din spatele liniilor de bătaie. Femeile mișunau în armata orientului. Pleoapele închise la culoare te fac să te gândești la niște izvoare din adâncul unor peșteri întunecate. Turcoaice, greoare și dulci ca prăjiturile cu miere. În timp ce ele... Eu... Primeam scrisori când era ziua mea. Îmi petreceam viața pândind pasul poticnit al poștașului pe drum. Luptam ziua împotriva spaimei, noaptea împotriva dorinței și tot timpul împotriva vidului, acea formă lașă a nefericirii. Anii se înșirau de-a lungul străzilor pustii ca o procesiune de văduve. Ulița satului era plină de femei în negru. Le invidiam pe nefericitele acelea care nu mai aveau decât țărâna de privală și care cel puțin știau că bărbatul lor doarme singur. Eu supravegheam în locul lui munca la câmp și navigația pe mare. Strângeam recoltele, porunceam să fie înfipte capetele tâlharilor în pari din mijlocul satului, serveam de pușca lui ca să trag în ciori. Frecam cu ghearele mele de pânză ca pe mie purta calului lui de vânătoare încetul cu. Încet. Ocupam locul bărbatului care nu lăsa și de care eram obsedat. În cele din urmă am început să privesc cu ochii lui gândurile albe ale servitoarelor. Absența decât la un amant. Necredincioasă bărbatului meu, tot pe el îl imitam. Egist nu era pentru mine decât echivalentul femeilor asiatice sau al șosnicului Argenos. Domnilor judecători, pentru o femeie nu există decât un singur bărbat pe lume. Restul nu sunt decât o greșeală sau ceva mai bun decât nimic. Deseori adulterul nu e decât o formă deznădăjduită a fidelității? Dacă am înșelat pe cineva, acela nu poate fi decât sărmanul de Egist?
aveam nevoie de el tocmai pentru a ști în ce măsură cel pe care îl iubeam nu putea fi înlocuit. Când mă săturam să-l mângâi, urcam în turn să împart insomnia cu străjerul. Într-o noapte cu 3 ore înaintea zorilor, înspre răsărit s-a văzut la orizont un foc uriaș.